1 Corinteni, capitolul 6, versetele 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Ai grijă de tine. Dumnezeu ne cheamă pe fiecare în parte să facem ceva special în această viață. Însă pentru asta este important să decidem să ne îngrijim trupurile, locuința pe care ne-a dat-o El ca să trăim în ea. Pentru a ne putea împlini scopul ce ne-a fost dat de Dumnezeu, putem alege să fim echilibrați în ce privește ceea ce mâncăm și ceea ce bem, să ne odihnim suficient și să facem mișcare, să avem un mod de viață sănătos. Nimic nu este mai rău decât să trăiești simțindu-te rău tot timpul. Eu însă, confruntându-mă ani buni cu probleme legate de nutriție și de greutate corporală, cunosc prea bine acest sentiment. Atunci când nu suntem sănătoși și ne lipsește echilibrul, pur și simplu nu ne simțim bine. E greu să facem ceea ce ne-a chemat Dumnezeu să facem atunci când trupurile noastre sunt leneșe, fiindcă nu am avut grijă de ele așa cum trebuia. Cred că e o problemă de natură spirituală să-ți cunoști propriul trup, să știi de ce are nevoie și ceea ce îi se potrivește cel mai bine. Atunci când ai o relație apropiată cu Dumnezeu, întreaga viață îți este afectată, duh, suflet și trup. Astăzi te încurajez să-L rogi pe Dumnezeu să te ajute să iei decizii sănătoase, pline de înțelepciune, care să-i aducă beneficii trupului pe care ți l-a dat El. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să urmezi călăuzirea pozitivă, sănătoasă a Duhului Sfânt și să respingi pornirile negative și distrugătoare ale firii pământești.